Dacă vrei să cumperi coins, intră chiar acum pe fifacoin.com, folosește codul SNAPY și o să ai parte de 5% reducere. Salutare fraților, avem astăzi un nou episod, vedem pe Black Friday la pachete. Din fericire, noi avem deja pachete, nu mai trebuie să cumpărăm. Vedem că sunt ceva mai ieftine pachetele, un jumbo e 15K și mi se pare că nu era atât. 25 un rar gold și un mega pet e 35K. Destul de interesant, dar noi avem deja 13 pachete la dispoziție. Nu e peste 83, din păcate, era bine să începem așa, dar cam greu, e spaniol atacant. Perez. Ok. Un atacant destul de bun, dar ne așteptăm totuși la ceva mai bun. Danilo, frate. Cum era să fie Gabriel Jesus? M-a speriat, am văzut Brazilian City, am zis că e Gabriel. Stindl are șut bun, dar destul de slăbuț, zic eu. Mă așteptam aici la ceva peste 83. Ce mai avem? Mayer, Stindl, jucător din Germania, văd că mi-a dat aici. Stindl, mă gândeam că e 2K și ceva, dar de unde? Sperăm, 10 pachete rămase, sper să avem parte de un workout, pentru că n-am mai avut. Dar de unde workout, dacă nu e nici măcar rar? De unde? De la Celta Vigo, fundașul dreapta. Totuși ceva mai bun ne da și nouă. Haide să vedem un premium gold pack. Haide, măcar acum, niciunul, frate, peste 83 nu ne dă. Nici măcar unul. E culmea ironiei. Carlos Vela. De la Real Sociedad, e un jucător care l-am folosit de câteva ori și e destul de bun. Dar cum ziceam, nu e scump. Eu caut un jucător scump. Vreau să facem ceva profituri. Haide ăsta cu Ronaldo poate ne aduce ceva bun. Peste 83 măcar? Nu, normal că nu. Nici măcar rar. Ok. Nu mai contează. Chiar dacă e de la Arsenal. Hai cu Jumbo 2. Pachetul 2, Jumbo. Pachete chiar foarte bune rămase. Nici acum, fratele meu. Ochoa. Portat cu reflexe bune, într-adevăr, dar fratele meu, ne dai ceva bun? Bă, nu știu ce să mai fac, frate. Draft token. Ok, draft token. E bun asta, e bun. Dar totuși vreau un jucător, nu un draft token. Ce să mai deschid? Hai mă, primul jumbo. Niciun jucător peste 83 în atâtea pachete, pe bune. Fratele meu. Perotti. Haide să vedem. Este, bă, în sfârșit peste 83. Ultima dată, măcar să fie un workout italian, portar. E Peri, frate. Credeam că e Buffon. Ne spăteam și noi părleala. E Matia Perin. Sau Matia Perin, n-ai bani el. Aoleu, frate, Matia Perin. Am crezut că e Buffon. Pă bune. E slab. Foarte slab. No. Și mai avem unul. Hai, frate, dă-ne aici ceva bun. Măcar în ultimul pachet. Iară, mă, mi-l dă pe ăsta. Doamne, a doua oară, frate. A doua oară cum mi-l dă pe ăsta. Frate. 2 hours later. Dar stai așa, episodul nu s-a încheiat. Am mai făcut rost de un rar gold pack. Poate în acest pachet surpriză o să ne pice ceva bun. Haide să vedem ultimul pachet. Haide să vedem. Poate acum, n-ai mai vede nici acum, nici mâine, nici până mâine.
Arnautović. Da, da, Arnautović 82. N-avem parte de niciun jucător bun, Wilshere și Vidal. Ok, cam asta e norocul nostru. Bă, dacă n-ai de unde, n-ai. Dar e vreo 2K și ceva. Ok, îl pune pe lista de transferuri. Wilshere, jucătorul lui Arsenal. A doua zi, fraților, a apărut un SBC pe care tocmai l-am făcut de două ori. O să vi-l arăt și vouă. Este vorba despre acesta. Unde ai șansa să spici un jucător din Team of the Week plus 81. Trebuie să bagi jucători să ai ratingul 83 și chemistry-ul de 30. Am făcut treaba asta, SBC-ul ăsta de două ori. Și avem acum două pachete unde ne va pica un jucător din Team of the Week. Haideți să vedem și Team of the Week-ul. Cam ăsta e. Toată lumea vrea super jucători de aici, cum ar fi Hazard, Pogba, Nainggolan. Sunt super, super jucători. Eu, sincer, mi-l doresc pe Pogba. Ar fi genial să ne pice Pogba. Mai vedem și restul de jucători. Dacă până acum nu ne-a picat absolut nimica bun în acele pachete, poate în aceste două pachete cu doi jucători din Team of the Week, ar fi fantastic. Ar fi fantastic. Ce credeți, fraților? O să ne pice măcar acum un jucător ca lumea, un workout. Ar fi genial, ar fi chiar super genial. Dacă ieri n-am avut noroc, pentru că astea două pachete le filmez astăzi cum ar veni și o să unesc videoclipul ca să fie ceva mai interesant. Hai să vedem. Primul pachet. Haide, mă, dă-ne ceva bun. Haide, măcar acum. Haide, ceva bun. Ceva bun. Cum ar fi un atacant? Nu e bun, nu e bun. Cruze. 84 totuși. Da. 84, hai și mai mult de atâta. În al doilea pachet sper mai mult de atâta. Ar fi super, super bine. Ok, Cruze. Nu o să-l folosesc pentru că n-am ce face cu el. Nu îl putem nici vinde. Dar haide cu următorul pachet. În ăsta sper să fie adevăratul jucător pe care mi-l doresc. Haide să vedem. Haideți. Toată lumea să țină pumnii. Și haide, bă, băiatule. Acum mare ale jucător. Hai, un workout. Cred că o să fie bun. Hai, francez, nu e franci, ia de baior. Oh my fucking god. Cam ăsta e norocul meu, fraților. Am deschis și două de astea și tot degeaba. Da, n-am noroc, ce să faci? Unul mai bun ca altul, doi atacanți, nici dacă îi unesc nu o să iasă nimic ca lumea. Și speram la un Pogba. Măcar aici ziceam să-l prind și eu pe Pogba, dar n-ai de unde. Uite ce jucători acolo, ce jucători și mie mi-a dat pe Adebayor și pe Cruze. Na, nu e posibil, frate, are șutul 87, asta e tare și dribbling-ul bun, n-are pace. Poate o să mai fac acolo până o să-mi pice ceva bun. Ok, fraților, aici am mai făcut un SBC, am mai primit un pachet. Haideți să vedem ce avem parte aici. Avem pereți, un jucător interesant, fundaș central de la Manchester United. Oh, da, Bailly. Ăsta e undeva la 50 de K, fraților. Bailly, în sfârșit, prinde un jucător bun. Oh, mă mir cum de ne-a dat un asemenea jucător. Dar îmi place. L-am deschis doar așa și uite că aici ne-a picat ceva bun. Ok, fraților, în final mai avem un pachet pe care l-am făcut adineauri dintr-un SBC. E un Team of the Week player plus 81 rating pe care îl putem vinde. Sper ca de data asta să fie ceva bun. Haide să vedem ce ar putea fi în acest pachet. Bun, a costat ceva bănuți să faci acest SBC, dar dacă nu riști, nu câștigi niciodată. Așa că haide să vedem dacă am riscat bine sau nu.
Haide să vedem. Ceva ca lumea, te rog. Ceva ca lumea. Ceva ca lumea, te rog. Hai, un francez, un belgian. E brazilianul Dante. Da, e Dante. E workout. Îmi place că e workout, dar putea fi ceva mai ca lumea decât Dante. Nu știu cât valorează Dante, sper să-mi pot măcar cărleala. Măcar am avut parte de un workout Dante, un jucător care a jucat prin Germania destul de multă vreme. Da, îl avem și pe Dante, are pace-ul ca mic, dar 86 defending, 81 physical, e destul de bun. Părul îi acoperă jumate din cartonaj, dar nu contează. 30 de K, 25, undeva pe aici. Da, e rezonabil. Mi-am scos părleala, dar din păcate n-am primit un cartonaj bun. Poate o să mai fac SBC-ul ăsta până ne pică ceva bun. Da, destul de rezonabil. Bun, fraților, aici se încheie episodul nostru. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like, de share, subscribe. Până data viitoare, pa, pa!